Vorbim despre un avertisment dur al sindicatelor. Guvernul transformă pilonul 2 de pensii în afacere avantajoasă pentru administratori prin scăderea contribuției către pilonul 1 și implicita valorii pensiei de stat. Din aceste motiv, sindicatele cer de urgență întrunirea Consiliului Național Tripartit, acuzând Ministerul Finanțelor că pune în pericol veniturile viitorilor pensionari. Colegul meu, Dan Maxim, ne explică despre ce este vorba și vom comenta alături de domnul Bogdan Hosu, liderul sindicatului Cartel Alfa, căruia îi mulțumesc că este alături de noi. Mergând întâi de toate la Dan Maxim. Bun găsit, Dan! Bun găsit tuturor! Sindicatele vin cu un avertisment dur în fața guvernului, respectiv cer guvernanților întrunirea de urgență a Consiliului Național Tripartit pentru a discuta această problemă arzătoare a pilonului 2. Spun arzătoare pentru că sindicatele spun că prin majorarea contribuției către pilonul 2 se pune în pericol pilonul 1, respectiv asistăm la o scădere efectivă a pensiei din pilonul 1 cam cu un sfert prin creșterea acestui virament. Mai mult de atât, sindicatele avertizează că nici după 12 ani de la introducerea acestui sistem nu există o garanție că oamenii vor încasa banii la momentul în care ies la pensie. Mă refer aici la încasarea banilor din pilonul 2. Pe de o parte. Pe de altă parte, sindicatele mai vorbesc și de faptul că în acest moment comisioanele sunt foarte mari în cazul administratorilor de pensii private. Mai mult de atât, mai spun sindicatele că guvernul merge pe o linie extrem de periculoasă, respectiv crește într-un mod excedentar nivelul viramentelor către pilonul 2. Niciun caz ceea ce promisese, ajungându-se într-un final chiar și la 8% din contribuții și, așa cum spuneam, este un motiv pentru care sindicatele cer de urgență o întrunire cu guvernul și cu patronatele. Mulțumim, Dan Maxim. Domnule Bogdan Hosu, spuneți-ne care considerați că ar fi pericolul numărul 1. Vorbeați dumneavoastră despre faptul că ar fi vorba de business. La ce vă referați? Legea pilonului 11 din pe 2006 de fapt nu reglementează decât sistemul de colectare și beneficiile pentru firmele care colectează banii din partea lucrătorilor. De fapt, avea sarcină Parlamentul în maximum 3 ani de zile de la punerea în funcțiune să scoată partea a doua a legii, care să spună clar fiecărui cetățean pe banii strânși de-a lungul la 30 de ani, tu vei primi o pensie în plus din pilonul 2 față de pilonul 1, de atâta. Problema este că legea inițială cu studiul aferent care făcea o analiză aprofundată arăta că contribuția de 6 puncte de pe partea salariatului, deci care reprezenta cam 23% din totalul contribuțiilor salariate angajator, practic, era suficientă dacă era asigurată o rentabilitate adecvată utilizării colectării respective. Astăzi, noi nu știm exact, este un risc pe care și-l asumă toată lumea, de punem bani și ar putea să primim mai puțin bani decât dacă am fi depus aceiași bani la o bancă normală. Ceea ce este anormal, vorbim de un sistem de pensie și nu de un business pentru administratorii fondurilor speciale. Al doilea element este că Stiglitz, care este la al premiului Nobel, a declarat-o foarte clar că în criza financiară din 2008, pilonul întâi de pensie, deci pensiile de stat, au fost singurul macro-stabilizator social care a rezolvat problemele. De aceea, din punctul nostru de vedere, reformele pe care actualul guvern le anunță de pe o zi pe alta și vrea peste noapte să le facă, trebuie să facă obiectul unor analize aprofundate și Consiliul Național și Partid pentru Dialog Social este instituția de ajutor pentru acest lucru, dar inclusiv unui dialog civic, public, cred că discutăm de viitorul, mai ales a copiilor noștri sau a oamenilor care au intrat în sistem și nu știu cu ce vor ieși din acest sistem de pilon 2. Iar ministrul de Finanțe dă cel mai grav avertisment despre pensii. Nu mai sunt bani suficienți pentru plata pensiilor. Mai mult, Florin Cîțu susține că cei care s-au născut după 1970 riscă să nu mai primească deloc pensie pentru că nu va mai fi cine să le plătească. Ministrul a mai anunțat că gradual se va majora contribuția la pilonul 2 de pensii, însă este nevoie de o amplă reformă a sistemului de pensii.
Despre pensii veți vedea că se va mai discuta, pentru că am mai declarat sistemul de pensii astăzi, pay as you go, cum se zice, nu este ca un, ca un caritas. Atât timp cât ai oameni să contribuie, este ok. Dar având în vedere evoluția demografică din România, cei care sunt născuți ca mine în anii 70, nu vom mai avea cine să ne plătească pensia. Trebuie să luăm o decizie foarte rapid de reforma sistemului de pensii. Nu se întâmplă peste noapte să faci o reformă, să venim cu un nou sistem de pensii și vom avea soluția. Nu, durează cam 10-15 ani, poate chiar 20 de ani, să reașezăm situația. Să ne trezim cu această problemă peste câțiva ani, peste 15-20 de ani. Nu vom mai fi bani, pentru exact, pensii. Și atunci, din 2021, revenim să creștem contribuția la pilonul 2 de pensii, în doi pași, gradual. Prima fază cred că o să fie 5% și apoi 6%, așa cum cere legea. Dar nu e de ajuns. Nu este de ajuns. Va trebui să reformăm întreg sistemul de pensii. Vă spun că fără o reformă clară, nu vor mai fi bani.